Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi vă arăt, iată aici avem colectoarele de interior. Așa arată ele. Vedeți o albină aici supărată, iată acolo, care nu vrea să intre să îmi dea mie polenul. Totul e că le-am lăsat și lor să poată să adune și ele, dar nu toate albinele descoperă acest lucru, iată. Această albină a descoperit că poate să ducă în stup. Aici, în interior, am lăsat cam de un deget, așa și pentru ele. Cam 20% din ce aduc se duce în stup. Iată și aici. Aici nu că e o problemă, va trebui rezolvată. Aici avem. Ce e de menținut e că colectoare de polen au primit doar cele puternice. Ați văzut în filmul trecut cam ce înseamnă una colonie puternică. Iată și aici. Deci avem peste tot colectoare. Nu chiar peste tot. Uite, de exemplu aici e mai slăbuț, aici nu primește. Bine. Acum ce vreau să vă mai arăt este interiorul, unde se colectează polen. Iată, avem polistiren și aici am pus două recipiente în care cade polen. Iată, aici avem un vierme de găselniță la ceară și iată așa frumos se colectează polenul. Aici ies foarte ușor aceste recipiente, le iau și le golesc. Bun, cam asta e colectarea. Ia să vedem și aici. Iată, aici e foarte frumos, avem. Este la ora 14 și mai e încă vreo 4 ore de cules. Bun, deci asta era o problemă destul de mare pentru mine în anii trecuți, când nu puteam să colectez suficient. Din cauza că mă încurca, puneam hârtie acolo în tavă, acum s-a rezolvat. Bine, până data viitoare, numai bine!